Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor, la Oameni și Perspective. În seara aceasta vă anunț că am masa plină de invitați și vreau să vi prezint bun venit domnului profesor Daniel Nae. Bine ați revenit la Oameni și Perspective. Bine v-am regăsit. Spun bun venit și domnului Constantinescu, invitatul nostru aproape permanent, și spunem un bun venit și domnului Gabriel Bardan. Bună seara, tuturor. Subiectul din seara aceasta este unul, cred eu, de interes și aș putea spune de maxim interes pentru cei care fac parte din Biserica Adventistă. Cred că și pe ceilalți ar putea să intereseze, dar nu așa de mult ca cei care sunt membri ai Bisericii Adventiste. Întrebarea pe care aș vrea să o ridic și la care să răspundem în cursul emisiunii este foarte simplă. Care este viitorul adventismului? Dar înainte să intrăm în subiect, v-aș întreba, ținând cont de acele persoane care de multe ori sunt supărate sau deranjate de faptul că se pun întrebări care n-ar trebui puse sau se încearcă să se, să spun așa, să se scormonească anumite lucruri care poate că ar trebui să fie lăsate și nimeni să nu umble la ele. Vă întreb, există vreo întrebare care n-ar trebui pusă atunci când vine vorba de o analiză a bisericii din care faci parte? Cine începe? Sunteți primul lângă mine. Bun, acum depinde de cadru, depinde de întrebare. Dacă mă refer la întrebările serioase, întrebări de bun simț sau întrebări care să te ajute să înțelegi mai bine, să conștientizezi anumite lucruri. Eu, în general, consider că nu trebuie să ne ferim de a fi confruntați cu întrebări care vizează identitatea noastră sau care vizează biserica noastră. În general, de ce? Pentru că, de exemplu, dacă discutăm din punct de vedere teologic, dacă noi susținem că avem adevărul, de exemplu, adevărul niciodată nu trebuie să se teamă de a fi confruntat. Nu? Este un lucru foarte simplu. Acum, evident, cred că în anumite situații și în anumite ocazii, anumite întrebări trebuie să fie puse cu mai multă grijă. Depinde de întrebare și de context mult, nu? Dar în principiu cred că întrebările, dacă sunt pertinente și dacă vizează cunoașterea adevărului și progresul, nu cred că ar trebui să avem teamă. Domnul Constantinescu. Prezi o problemă de etică. Când un misionar adventist merge acasă la un cineva de altă confesiune, provoacă acea persoană să pună întrebări care sunt incomode pentru teologia lui și pentru tradițiile pe care le-am moștenit. Odată venit în biserică, dacă noi îi interzicem sau îl descurajăm să-și pună întrebări cu privire la teologia noastră și la biserica noastră, înseamnă că avem un dublu standard. În al doilea rând, o afirmație foarte scurtă, eu cred că la data aceasta există în biserică o clasă foarte destul de matură ca să poată fi confruntată cu orice fel de întrebare. Nu toată lumea, sunt de acord cu Daniel, nu toată lumea este pregătită pentru întrebările cele mai dure, dar există o clasă destul de matură ca să poată să fie confruntată cu orice întrebare. Domnul Bardan. Mă gândesc la faptul că Dumnezeul în care cred și în care ne încredem și la care ne rugăm este un Dumnezeu care este gata să răspundă la toate întrebările noastre. Evident că nu toate le putem pune în orice cadru, dar pe de altă parte există întrebări specifice la fiecare generație și cred că ar trebui discutate, evident, într-un cadru de bun simț și cu o clar viziune și, evident, având toate informațiile la dispoziție. În contextul în care vrem să discutăm în ceea ce privește viitorul adventismului, asta înseamnă, presupune de la sine, o analiză. În momentul în care analizezi un lucru, vezi și punctele forte, vezi și punctele mai puțin forte, cele slabe. Pentru unele persoane s-ar putea să discutarea punctelor slabe ar putea să, eu știu, să deranjeze. Crezând că ar putea fi persoane care să fie, eu știu, să fie deranjate, să-și piardă credința sau, eu știu, să fie tulburate în credința pe care o au. Credeți că o astfel de analiză presupune
să te uiți obiectiv și să analizezi și punctele tari și punctele slabe? Dacă abordăm un subiect cu umilință și cu considerație, vom fi oameni. Pentru că, în realitate, chiar dacă, să zicem, emisiunea aceasta este privită de persoane care aparțin altor grupări religioase, în realitate, toți știu că în cadrul grupului respectiv, toți avem probleme. Într-o formă sau alta, toți ne luptăm cu realități. Nu contează din ce grup faci parte. Eu cred că dacă încerci să creezi imaginea că tu nu ai probleme, de fapt, oamenii aceia vor spune, măi, oamenii aceștia nu aparțin vieții, nu fac parte din viață. Pentru că sunt convins. Uite, domnule, și au problemele acestea, știi? Și putem fi, la un moment dat, o soluție pentru cei care se confruntă cu aceleași realități, nu? Da. Prima întrebare. Ce și-a propus adventismul, domnul Constantinescu? Ce și-a propus Pentru adventismul? Pentru că vrem să vedem care este prezentul și viitorul. Mi-ar trebui mai mult timp să răspund la întrebarea aceasta și încerc să formulez întrebarea cât mai scurt. Adventismul și-a propus să fie mai mult decât o altă biserică. Deci nu și-a propus să fie o altă biserică. Și-a propus să fie o mișcare de reformă în întreaga biserică creștină, în vederea revenirii lui Iisus și de întoarcere radicală la Biblie. Deci, cred că cu asta am încheiat. Domnul Bardan? Sunt perfect de acord cu ce a spus Edi. Aș vrea doar să fiu puțin mai specific. Adventismul este o mișcare în jurul mesajului pe care îl are. Un mesaj de pregătire a revenirii Domnului Hristos în mod concret, prin propovăduirea celor trei soli îngerești din Apocalipsa, capitolul 14. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere? Și eu sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Și mie îmi place foarte mult termenul mișcare, mai mult decât biserică. Eu cred că adventismul are o misiune și misiunea aceasta este ilustrată foarte bine de Ioan Botezătorul. După cum Ioan Botezătorul a avut misiunea de a pregăti prima venire a lui Iisus Hristos, la fel adventismul are misiunea de a pregăti o lume pentru cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Ioan este un tip al adventismului. Da. O să vă rog să interveniți când simțiți nevoia, nu este neapărat nevoie să facem turul de fiecare dată. Interveniți când considerați dumneavoastră că este potrivit. Domnul Constantinescu, spuneați că este mai mult decât o biserică. Care ar fi acele elemente care ar trebui să facă diferit, dacă e nevoie să fie diferit, adventismul de alte religii? Am spus că și-a propus să fie mai mult decât o biserică. N-am spus că este mai mult decât o biserică. Deci vreau să fiu clar. Există forțe sociologice care modelează și care limitează opțiunile oricărei mișcări. Vreau să explicați mai mult da, la ce vă referiți. George Knight a publicat un articol în 1990 în Ministry în care compara adventismul cu comunismul. Și lucru foarte interesant, numai George Knight putea scrie un asemenea articol. George Knight observă că iluzia comunismului a fost că ei sunt scutiți de ciclul de crize economice pe care l-a prevăzut Marx. Și având această iluzie, spre deosebire de capitaliști care știau că aceste crize vin ciclic, știau că trebuie să aibă șomaj, trebuie să aibă falimente și așa mai departe, comuniștii au plecat la premisa că niciodată nu vor avea șomaj, nu vor avea faliment și așa mai departe. Și această negare a realității a dus la prăbușirea comunismului. Concluzia lui George Knight este că noi credem, este o iluzie adventistă în general, credem că adventismul a fost modelat și viitorul va fi determinat exclusiv de forțe legate de, să zic, de providența lui Dumnezeu, de profeție, de planul de mântuire și ignoră că sunt forțe sociologice la lucru, care de la început au moderat adventismul. Și una dintre aceste legi sociologice este că o mișcare religioasă în timp se transformă într-o biserică. Și două lucruri vreau să spun ca să fiu foarte scurt, pentru că mesajul să fiu foarte scurt. Primul aspect este acela că adventiștii nu s-au gândit la acest aspect, în primul rând pentru că ei nu așteptau ca timpul să fie atât de lung. Deci ei, în principiu, nu aveau cum să vină o biserică. Deci, din cauza asta au și ignorat aceste legi. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că încercarea de a bloca acest proces în care devii o biserică și o biserică are cu totul alte, să zic, cu totul alte legi decât o sectă. Încercarea de a bloca transformarea nu a unei mișcări, nu mai este o mișcare de mult.
a unei secte într-o biserică, într-o biserică mainstream, duce, interesant, nu la rămânerea istoriei în urmă, că nu poți rămâne în urmă, ci mai degrabă la o tendințe cultiste, cum sunt destul de multe, extremiste. Adică, practic, noi trebuie să înțelegem că voi să noi devine o biserică și trebuie să ne confruntăm cu probleme pe care nu le are o sectă sau o mișcare și să fim pregătiți să facem față acestor probleme. Dacă noi negăm realitatea faptului că am devenit deja o biserică, sunt o biserică, aproape un imperiu religios în lumea a treia, da? Dacă noi contestăm faptul că am devenit o astfel de biserică și că avem probleme specifice unei biserici mari, mainstream, cum sunt episcopale sau catolici sau alte biserici, noi ori vom crea niște reacții sectariane foarte retrograde, foarte anacronice, ori vom fi loviți de tendințe liberale pentru că nu suntem pregătiți. Care sunt acele probleme specifice? Și imediat, domnul Bărna. Răspuns simplu. Într-o biserică nu poți să ai un comportament uniformizat și nu poți să ai nici o opinie uniformă în toate problemele. Într-o biserică sunt multă diversitate de opinie. În mișcare există? În mișcare există o înțelegere comună care unește pe oameni spontan. Într-o sectă există o standardizare a crezului și a comportamentului. Într-o biserică există un crez de bază și o direcție și o misiune și o mărturisire de credință, un mission statement, o afirmație de misiune. Dar într-o biserică există o mare diversitate culturală care trebuie acceptată din ca și intelectuală. De vedere, în care din cele trei noi suntem în fața de biserică, dar părerea mea este că nu vrem să recunoaștem că suntem o biserică și încercând să rămânem o sectă, creăm anumite mișcări anacronice. Nu cred că cineva încearcă să rămână o sectă. Nu. Deci încercând să rămânem așa cum au fost părinții. Noi, de fapt, creăm care nu a fost o mișcare, părinții au fost o sectă. Da? Mișcare, bunicii, străbunicii au fost mișcare. Deci, încercând să rămânem o sectă, creăm anumite anacronisme și nu vreau să dau un nume, care se văd acum în adventismul contemporan, de întoarcere echipuri la Ellen White, la adventismul istoric, dar care, de fapt, sunt niște anacronisme. Niște anacronisme pe care omul sănătos la cap nu le poate accepta, dar care au foarte mult succes din cauza aceasta. Deci trebuie să crezi că suntem o biserică și avem problemele biserici. O să vreau ceva mai târziu să-mi explicați anacronismele astea ceva mai clar. Da. Domnul Bardan. Sunt de acord. Da. Totuși nu consider aceste tendințe spre adventismul istoric ca fiind mainstream, ca fiind partea principală. Nu. Sunt niște offshoots, da. Îmi place să le numesc sub-denominational movements. Da. Și aș vrea să spun însă, pe baza ceea ce a spus mai devreme, reamintesc modelul celor 4 M, care se aplică la orice mișcare religioasă. A man, un om, a movement, o mișcare, a machinery, un sistem monument. Bine închinat, organizat. Și monument. Așa, și monument, da? Da. Noi putem să vedem aceasta ca o fatalitate, implacabil, asta este soarta istoriei, asta e direcția în care mergem, sau putem să căutăm soluții. Și sunt căutate soluții la modelul celor 4M și ei spun că dacă în momentul în care simți că ajungi la plafonare și simți că acum am ajuns la vârf și trebuie să conservăm ce avem, dacă în acel moment apar din nou oameni cu viziune, care creează mișcări de reformare, de trezire. Aceasta ar fi soluția pentru a evita... Bun, Gabi, vreau să te contrazic, da? Așa. Cum se spune, respectfully disagree, da? Cu umilință, nu sunt de acord. Și spun de ce. Modelul celor 4M, pe care Robert Pearson l-a folosit când s-a retras, și ții minte mesajul Robert Pearson, este, în fapt, împrumutat de la Max Weber, care a fost un sociolog. Și cei care au împrumutat modelul, Weber a ajuns la conceptul modelului celor 4M, cum le-ai spus, celor 4 faze, pe bază unei analize sociologice a creștinului istoric în toate fazele. Noi am luat modelul fără celor 4M, respingând gândirea sociologică. Și gândirea sociologică sau imaginația sociologică, cum e termenul în America, ne spune că există forțe invizibile, sociale, care direcționează viața individului și că oamenii de obicei nu văd aceste forțe și ei le pun pe seama unor alte forțe imaginare în mintea lor. Deci eu apostazia omeca e satana, este supranaturale. Da, e supranatural sau conspirații mai ales. Trebuie că sunt iezuiții din biserică. Înseamnă exemplu cel acolo. Sunt iezuiții din biserică care și mai departe. Ori, eu cred că sunt de acord cu tine că trebuie să păstrăm ce avem, da? Și trebuie reforme. Dar trebuie să ținem cont că aceste reforme au loc într-un cadru
sociologic foarte diferit de cel al adventismului primar. În ce sens? Adventismul la data aceasta este o biserică, poate răspunde lumea a treia. Asta e primul lucru. În lumea a treia avem miniștri, avem lideri de armată, avem lideri de gherilă, dacă vrei, care se consideră adventiști. Deci există o diversitate care nu era inițial în America. În al doilea rând, în lumea vestului, există o clasă de mijloc, tot mai puternică, și o clasă educată, tot mai puțin satisfăcută în biserică. De asemenea, biserica a absorbit conflictele sociale, de exemplu, conflictele rasiale, interesant de America, au intrat în biserică, nu se poate spune, conflicte de generație și mai departe. Eu cred că există, e o iluzie că noi ne putem întoarce la simplitatea vremurilor de odinioară. Noi trebuie să facem reforme, dar ținând cont de complexitatea tuturor acestor probleme și implicit vorbim despre educație. Deci spui că trebuie să facem reforme. Da, implicit, dar să ținând cont de faptul că aceste reforme nu trebuie să ne împiedice să devenim o biserică. Noi nu avem aici de ales, nu zic că e bine. Eu nu mă simt confortabil cu ideea că devine un monument, o biserică. Să nu iau ideea monument. Să zic monument, biserica episcopală. Mașinării, da. De biserică. Noi deja suntem mașinării. Da. Mergem spre monument. Volens nolens, vreau să spun că vreau să folosesc mai degrabă paradigma lui Weber, care este ultimele sunt sectă și biserică. Nu mai știu care erau primele două, mi se pare om și mișcare, da? Deci noi suntem o sectă care devine o biserică. Mult se tem, fiindcă văd că dispare sectarismul din adventism. Când prin sectarism înțeleg comportament strict standardizat. Da? Strict standardizat. Înțeleg o mai puține opțiuni individuale ca stil de viață și ca concepție filozofică. Deci asta este caracterul unei secte. O biserică istorică are o mare avantaj de diversitate în ea, să zic în privință intelectuală, de exemplu. De exemplu, una dintre problemele mele, pentru care am fost greșit înțeles. Eu, de exemplu, niciodată nu susțin o anumită concepție filozofică în biserică, dar implicit recunosc că biserica trebuie să aibă loc pentru oameni care au o filozofie diferită de a veche generație din punct de vedere intelectual, pentru simplu motiv că ei nu pot gândi altfel. Și nu pot gândi altfel nu din cauza că nu sunt credincioși, ci din cauza că sunt mai informați și au mai multe expuneri la diferite idei și diferite informații. Deci, aceasta este ideea care vreau să susțin eu. Da. Care n-am înțeles cum m-ai contrazis, dar... Nu. Ce te-am contrazis este că ideea la care te-am contrazis este că noi nu trebuie să încercăm. Ai spus că nu este o fatalitate. Eu cred că noi trebuie să vedem. Adică eu am spus faptul că ceea ce pe baza altor analiști care spun că nu este obligatoriu să ajungem la faza. Da, știu. Care mai fi soluție pe parcurs. Eu cred că e imposibil de evitat faza. În sensul te-am contrazis. E imposibil să eviți faza a patra. Eu cred că trebuie să fim realiști. Și îți dau un exemplu. Ești la intersecție. Adică, păi asta presupune că nu există soluție. Nu, vreau să spun de exemplu. Eu vreau să ajung undeva. Sunt la o intersecție, da? Da. Am greșit drumul. Dar am ajuns la intersecție. Intersecția îmi dă doar trei opțiuni. Dreapta, stânga sau înainte. Ok? Deci asta sau două opțiuni poate îmi dă. Depinde ce este în fața mea. Eu dacă vreau să mă întorc la punctul de la care am venit, eu nu pot să fac U-turn sau să dau un marș arier. Eu trebuie să iau la stânga sau la dreapta, să fac o socoteală, să iau pe altă stradă iar și să mă întorc dacă vreau la punctul de venit, da? Dar nu pot să evit să merg înainte. Eu asta absolut, vreau să spun. Absolut, da. Probabil că acesta a fost și punctul meu. Da. Adică opțiunea asta este limitată. Noi nu avem cum să ne întoarcem în istorie, înapoi. Indiscutabil. Da. Acum, da. Dar se pot găsi soluții pe parcurs. Ce vreau să spun, ultimul cuvânt vreau să spun. Ceea ce vreau să spun este că paradigma celor 4M este o paradigmă sociologică. Nu este eclesiastică, în primul rând sociologică și cred că trebuie să nu contează. Da. Tocmai asta era îngrijorarea mea, Edi. În momentul în care abordezi adventismul, nu? Sau fenomenul religios, aspectul sociologic, trebuie să-l considerăm determinant sau unic? Un factor determinant. Nu este cel mai important, dar este cel critic, din cauza că este cel invizibil. Deci, vreau să spun, sunt și alți factori decât cel sociologic. Dar cel sociologic, chiar singurul autor de istorie adventă care nu a ignorat aspectul sociologic, George Knight, după părerea mea, care întotdeauna, când vorbim de Ellen White și de alții, abordează aspectul sociologic. Ultima lui carte, The New Church of Adventism, de exemplu. Da, este o carte excelentă. Dar Castrarea Adventism. Tocmai asta arată George Knight, că această castrare, de fapt, nu a fost o opțiune teologică, ci implicit noi am fost
prinși de forțe sociologice. Și George Knight dă niște răspunsuri acolo care mi-a plăcut foarte mult și în care principiul sunt de acord. Așa să spun că George Knight mi-a luat gândul. Nu, s-a luat ideea de carte. Nu s-a de paranoic să credeam asta. Dar totdeauna n-am fost atât de clar ca el, dar am avut o frământare în privința asta. Adică, dar să nu uit ideea. Deci forța sociologică este cea critică, pentru că este cea invizibilă. Știu, da, dar este cea care atacă din noapte. Nu există riscul ca... După ce am neglijat-o, nu? Da. După ce am neglijat aspectul sociologiei atâția ani de zile, să ne concentrăm atât de mult asupra lui, să-l considerăm atât de important încât să neglijăm elementele care... Exact, tocmai de aceea, titlul cărții lui John Knight este viziunea apocaliptică și castrarea adventismului. Da. Și pentru George Knight, cel puțin așa cum înțeleg eu, am văzut și prima prezentare când a făcut-o pentru profesor în Dallas în 2006 și mai târziu cartea a fost scrisă exact pe tema aceea. Viziunea apocaliptică, cea din Apocalipsa 10, pentru George Knight este esențială. Da, de acord. Este esențială. Și trebuie să existe un element esențial. Da. Am încercat să definesc cumva elementul esențial și am căutat diferite paradigme sau modele. Da. Îți aduce aminte de judecătorul de la Curtea Supremă, Justice Scalia. Scalia, da. Scalia. A mers la Universitatea din Wisconsin, care are o facultate de drept foarte bine dezvoltată, și a zis, pentru mine, moștenirea mea ca judecător pe care vreau să o las Americii se rezumă în 5 cuvinte. United States Constitution is dead. Da. Constituția Statelor Unite este moartă. Cu alte cuvinte, el spune că Constituția Americană, nu, în opinia lui, nu se supune ciclului vieții. Adică nu se naște, nu s-a născut mică, apoi să crească, să se dezvolte, să ajunge la maturitate, apoi să îmbătrânească, să dispară și să se continue ciclul acesta. Aș vrea să spun că din perspectiva aceasta, și doar pentru un singur element al adventismului care mă refer, misiunea Bisericii Adventiste este moartă. Adică pionerii noștri care au înființat această biserică i-au dat o misiune și pentru că misiunea era din timpul lor până la a doua venire, pentru că scopul misiunii era să pregătească a doua venire, din această perspectivă misiunea nu poate fi mică, apoi crescută, dezvoltată, ajungă la maturitate, moare și să fie re... Am o întrebare pentru Gabi. Da. Deci am înțeles foarte bine ce ai spus. Constituția nu este un organ care crește odată cu noi. Da, Constituția este moartă. Da. Nu în sensul că nu e valabilă, în sensul că... Interpretarea Constituției este vie, dar nu Constituția în sine. Întrebarea mea este când a murit adventismul, că sunt de acord cu tine. Dar trebuie să stabilim data. N-am spus că a murit adventismul. Nu, n-ai înțeles. În sensul termenului care ai folosit, da? Care a fost anul în care Constituția Adventistă a fost definitivată, la punctul că se mai poate schimba. Deci care a fost anul? Care a fost starea de dezvoltare teologică de la care biserica nu se mai poate schimba? Deci eu sunt, cred că este o întrebare excelentă. Da. Dacă a ajuns. Eu... Înseamnă că nu-i moartă, dacă nu-i moartă, încă vie, încă n-a murit. Eu cred că a ajuns. Da. Și mi-a plăcut foarte mult întrebarea. Da. Deci eu am înțeles afirmația ta, că poate unii au întrebări față de tine, acum să ne întrebări față de tine. Exact, și, eu cred că pionerii noștri adventiști n-au fost foarte înguști. Au fost foarte largi și, cum spuneai tu, am văzut o mare diversitate între pionerii noștri adventiști, de la Uriah Smith, care a crezut și a crezut, de la alții care au venit cu practica din metodism, alții care au venit cu idei din deism, s-au pus împreună și elementul central care i-a unit a fost misiunea pe care au avut-o. Și au înțeles, încă din primii ani, faptul că întărita solii îngerească, poate că n-au înțeles conținutul exact, este cumva centrul, elementul central care îi unește. Și misiunea pe care au de a propovădui această misiunea celor trei îngeri din Apocalips, capitolul 14, o vezi aceasta dezvoltându-se. O vezi la primii pionieri de la Loughborough, o vezi la Andrews și o văd foarte clar în Mărturii, volumul 9 a Sorry White, paginile 18, 19, 20, când spune că Dumnezeu a chemat poporul Dumnezeu pentru o misiune specială și această misiune este să predice cele trei soli îngere și nimic altceva nu trebuie să fie mai important. Cred că deja până atunci este foarte clar, este consolidat, este pus pe hârtie. Textul de la Apocalips 14, 6 la 12 este
construcția moartă a adventismului sau o anumită interpretare teologică? Nu, nu. A, ei este. Deci, faptul că adventismul este o mișcare care este construită în jurul misiunii pe care o au. Și misiunea este de a predica întâlnirea celor trei soli îngerești, ca fiind Evanghelia cea veșnică, Evanghelia mântuitoare, care surprinzător în Apocalips 14 este și o Evanghelia judecății, și chemarea oamenilor la judecată. Evident, cu referirile din Apocalips 14 cu 7, da, la porunca a patra și cu mai târziu referire la Babilon și la semnul fiare, în contextul timpului sfârșitului. Deci, predicarea acestora este misiunea adventistă. Ok, dar totuși nu mi-a răspuns la întrebare. Te referi la textul din Apocalips 14 sau la un moment dat când adventismul a avut un consens cu privire la sensul Apocalips 14? Pentru că, aș vrea să spun, au fost mai multe etape în înțelegerea acestui text. Uh-huh. Mai întâi, Evanghelia, noțiunea de Evanghelie veșnică. Uh-huh. Evanghelia este înțeleasă într-un fel de Ryan Smith, uh-huh, altfel de Jones și altfel de Ellen White. Indiscutabil, da. Nu într-un mod fundamental. Da. Aș spune, există totuși o... Sunt diferențe, da, așa. Nu sunt fundamentale. Conceptul de ușă închisă, sanctuarul, absolut, da. Devine apoi judecată de cercetare, uh-huh, și devine apoi perfecțiunea ultimei generații. Deși, da. Deci există niște etape, da. Deși cum să-l predice și la cine să predice, ideile acestea au crescut, s-au dezvoltat. Indiscutabil, de indiscutabil, da. Dar ce să predice ar fost cumva de la început și va rămâne până la sfârșit. Și anume, ce să, deci te întreb, acest ce să predice este textul biblic sau este o anumită interpretare care la un moment dat este definitorie? Pentru noi. Cum am spus înainte, da, eu cred că fiecare generație are dreptul de a pune întrebări. Da, da, corect. Fiecare, da, generație are, trebuie, da, să descopere, da, pentru ei înșiși. Da? Mama mea, tatăl meu n-a fost... Da. Probabil creștin, n-a crezut da, în Dumnezeu pentru mult timp. Prin harul Domnului s-a întors, da, la Domnul înainte de a muri. Cu mama am mers la biserică, de obicei sâmbătă după amiază. Dar când eu am ajuns la facultate, la universitate, am început să studiez cu grupuri de tineri evanghelici, cu Marturii Lehova, am studiat pe Stăniloaie și cu grup de prieteni ortodoxi. Deci a trebuit ca eu însumi să-mi clarific așteptările mele, da? Să văd dacă cumva ceea ce am moștenit de la părinți era de... Nici n-am moștenit prea mult. Da. Țin minte că bunicul avea o carte veche, Timpul nostru în luna profețiilor. Bun, da, da, hai, vreau să ne întoarcem la oile noastre. Să mai puțin, ultima întrebare pentru... A, Gabi, și cu asta a terminat. Te arăt la cartea lui Knight. George Knight spune că adventismul trebuie să recapturezi viziunea lui profetică. Și spune că exegeza noastră profetică nu-i de aruncat la gunoi, ok? Da. Nu-i de aruncat la gunoi. În același timp, George Knight respinge Beastie Theology. Deci îmi spuneți Beastie Theology. Anume, și aici vreau să mă întorc la argumentul meu. Problema care este? În momentul în care noi, în lumea noastră există o tendință de retragere a libertății religioase. Uh-huh. Și interesant că această tendință nu vine de la ateiști, ci de la religie. Exact. Și asta confirmă viziunea noastră profetică. Uh-huh. Dar în momentul în care această viziune profetică rămâne captivă la imaginația secolului XIX. Deci nu spun imaginația secolului XIX. Nu spun la interpretarea secolului XIX, ci la imaginația secolului XIX. Uh-huh. Adică una este interpretarea profetică, asta e felul cum ne imaginăm. Absolut. Social, da? Noi aici ne împușcăm singur în picior. Și eu sunt de acord cu ideea teologiei moarte. Sunt de acord cu ideea teologiei moarte. Ceea ce vreau să spun este că nu există o definiție, pentru mulți există definiție clară a ceea ce este sensul adventismului. De exemplu, el nu mai spune așa. Sunt doar trei lucruri fundamentale în adventism. Sanctuarul, sabatul și judecata de cercetare. El spune. Sunt doar trei lucruri. Cele 28 de puncte, de exemplu. Altă dată spune, adaugă și nemurirea sufletului. Da, da. Nu, sanctuarul, iartă-mă, te rog. Am zis sabatul și nemurirea sufletului și judecata de cercetare. Eu am greșit. The four S. Nu, trei a zis. Sanctuarul, sabatul și nemurirea sufletului, a spus Ellen White. Trebuie corectez. Ce vreau să spun, de exemplu, sunt unii care zic că cele 28 de puncte sunt Constituția Moartă. Cele 28 de puncte nu sunt Constituția Moartă, sunt Bill of Rights, ca să punem așa, dacă vreți să ducem corect la bine, da? Poftim, da. Acum, referitor la întrebarea care ai pus-o tu, mă gândesc așa că mesajul este cumva Constituția Moartă, dar fii atent că înțelegerea acestui pasaj, nu? Exact. A fost progresivă. Exact, indiscutabil. Asta s-a susținut. Da. Dar vreau să marchez câteva momente. Argumentul Constituției Moartă vine de la Gabi, nu de la mine. Da? Nu era o contradicție, era pur și simplu încercam să ilustrez. Da. Momentul 1874 a fost un moment în înțelegere, în aplicare. La ce te refer? La misiunea noastră. La misiunea noastră, care s-a cristalizat relativ curând. Corect, da.
Și apoi un moment, un pas înainte, putem spune, a fost momentul 1888, când a transformat acest mesaj care era oarecum prepondere negativ, nu? Da. Într-un mesaj pozitiv, exact, cristocentric, da, nu? Da. Deci eu cred că în ceea ce privește mesajul, putem să spunem că este un mesaj consolidat sau mort, cum se spune, dar în ceea ce privește înțelegerea lui și amplificarea lui, da, sau contextualizarea lui, dacă da, exact, există o înțelegere progresivă. Exact, da. Exact la aceasta mă refeream din cartea Timpul nostru în profeție, da, un capitol despre Turcia la Ierusalim? Da, cum spunem, problema orientală. Da, 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 exact, da. Chestiunea orientală. Nu e chiar atât de naivă. Așa. Capitolul nu e chiar atât de naivă, trebuie să fie vorba, da. Doar vreau să spun că la urma urmei, când eu am studiat adventismul încă o dată, nu m-a deranjat înțelegerea aceea, care poate vine de undeva, anumite rădăcini. Și eu n-am spus că mesajul este mort, ci misiunea pe care o avem de a predica acest mesaj, aceea este clară, este săpată în stâncă. Da. Cred că nu ne contrazicem aici. Da. Vreau să, fiindcă ai spus de misiunea orientală, îmi pare rău că există prea puțină cultură, să zic, de teologie istorică admisă la ora actuală între noi. Ideea de problemă orientală la Iurea Smith s-a bazat pe o exegeză foarte solidă la Daniel 11. Uh-huh. Și eu sunt de acord cu criteriile acestei exegeze. Cred că Smith a fost captiv unei imaginații limitate, istorice. Uh-huh. Dar, nu, Turcia la Ierusalim, mă refer la asta, dar indiscutabil exegeza, cred că o să țin o serie la mine la biserică despre Daniel 11. Exegeza la Daniel 11, la Iurea Smith, eu nu dau pe ce a fost, pe ce a venit mai târziu, sunt foarte multe exegeze populiste, cu prea de la miază zi, prea de la miază noapte, interpretarea alegorică și așa mai departe. Smith în privința asta nu cred că a greșit. Deci aș vrea să spun că, vorbind despre moștenirea pionerilor, sunt de acord cu această moștenire trebuie păstrată. Uh-huh. Problema este că păstrarea ei nu se face în contextul adventismului istoric. Da, asta vreau să spun, corect. Mi-a dat cuvântul expresie. V-am lăsat să vă desfășurați. Întrebarea mea, sau ceea ce aș vrea să discutăm, sunt lucrurile mult mai practice. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este vis-a-vis de această, eu știu, viziune a pionierilor și această dorință a lor în momentul în care, eu știu, au scris Constituția? Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, realitatea? Unde se află biserica astăzi? Diferența între is și ought to be. Da. Care este realitatea? Și aici probabil că e nevoie de o analiză, da, deschisă, serioasă și obiectivă. Din punctul dumneavoastră de vedere. Eu cred că biserica se află, dacă folosim modelul care a fost menționat, eu cred că se află, ținând cont de anumite zone geografice, în puncte diferite. Adică, eu, de exemplu, cunosc relativ bine adventismul latinoamerican, nu? Care este deosebit față de adventismul occidental, să zicem, vest-european, nu? Adică, eu cred că este mai aproape adventismul vest-european de instituționalizare decât adventismul latinoamerican, nu? Și probabil că sunt lucruri bune în zonele acestea în care adventismul încă are forță, care ar trebui exploatate în măsura în care pot fi transpuse, nu? În măsura în care pot fi transpuse. Pentru că uneori... Să înțeleg că adventismul la ora aceasta mai are, eu știu, influență doar în anumite zone ale lumii? Nu, n-am spus asta. Însă cred că, după cum există societăți care se află în stadii diferite de dezvoltare, la fel și adventismul. Nu poți să-l scoți din context, nu? De exemplu, adventismul latinoamerican este mai tradiționalist, în sensul că ancorat în realitatea familiei, de exemplu, nu? Societatea occidentală este mult mai individualistă. Acum, sunt lucruri care în adventismul latinoamerican, pe care eu îl cunosc, care cred că țin, pe de-o parte, de tradiție, de formarea lor, de contextul în care se află, nu? De exemplu, spuneam că ei sunt foarte mult legați de familie, de valorile familiei, nu? Modul de transmitere a valorilor și așa mai departe. Sunt elemente care eu cred că
că au forță, chiar dacă societatea se schimbă, nu? De exemplu, ideea de slujire. Ideea de slujire care datorită individualismului occidental, mie mi se pare că dispare din ce în ce mai mult și care este poate forma cea mai simplă de a transmite mesajul religios. Nu? Mesajul pe care îl ai. Pentru că în cele din urmă religia trebuie să se reducă sau să se transpună într-o trăire, nu? Într-un mod de a fi, într-un modus vivendi. Ori, în Mexic eu am observat, cel puțin în contextul în care îmi desfășor activitatea la Universitatea Montemorelos, că pentru că nevoi fundamentale ale ființei umane sunt aceleași în orice zonă, anumite valori ale unei societăți pot să constituie răspuns chiar într-un alt context. Da. Dacă ar fi să puneți așa degetul pe rană, în ceea ce privește adventismul, care ar fi, din punctul dumneavoastră, un punct slab? Un punct slab. Tot prin comparație, cred că noi am pierdut forța educației. Deci tot prin comparație. În societatea occidentală, mi se pare că educația adventistă și-a pierdut forța aceea. Eu am constatat istoric că adventismul a pornit în același timp cu misiunea. Educația a pornit în același timp cu misiunea. Și acestea două sunt interdependente. Nu poate una fără cealaltă. Educație fără misiune duce la elitism, misiunea fără educație duce la epuizare. Eu cred că, de exemplu, în Mexic, forța pe care o are, de exemplu, biserica din Mexic, nu? Este o biserică care, în contextul adventismului general, are o anumită vigoare. Eu cred că au reușit să mențină această paradigmă foarte echilibrată. Judec lucrul acesta, de exemplu, în comparație cu România. România a fost înclinată spre misiune și mai ales după căderea comunismului a făcut misiune puternic. Însă noi suntem, mi se pare mie, foarte în urmă cu educația. Deci educația și misiunea ar trebui să fie împreună. Mi se pare un punct slab al adventismului în anumite zone ale lumii. Da. Domnul Bordan, ați vrut să interveniți. Aș vrea să mă refer la un element central al adventismului, așa cum a fost el de la început. Vă referiți la realitatea... La realitatea practică. Practic, foarte da. Practică. Cea mai practică. Și este un element esențial creștin. Deci nu numai în adventism. Prin har, vreau să-l pun în același context. Prin harul Domnului, în 1997, am avut posibilitatea să aleg să merg la... să-mi continui studiile și în același timp să văd diferite fațete ale adventismului în diferite părți ale lumii. Puteam să mă duc în India, în Argentina sau în Mexic și în alte locuri. Văzusem cumva, am lucrat pentru tineret un număr de ani și am călătorit în Europa de apus, am înțeles adventismul vest-european. Vreau să văd alte dimensiunile adventismului. Când am ajuns în Mexic, am descoperit că noi, restul bisericii, aveam 27 de puncte de credință, iar ei aveau 28. Care era ca să cineva să devină adventist, să poată fi membru într-o biserică adventistă? Înainte ca să se boteze, persoana respectivă trebuia să învețe, să dea o serie de studii biblice la alte persoane. Am fost foarte șocat, am fost foarte surprins. Nu numai ca să le înveți tu să le citești, dar tu să le dai la alții. Să le predai. Evident trebuia să ai pasiunea pentru treaba aceasta, să fii convins că aceasta este, o mișcare chemată de Dumnezeu, să înțelegi Scriptura, cel puțin elementele de bază. Ca tu să faci treaba aceasta, trebuie să înțelegi un element esențial. În economia mântuirii, Dumnezeu ne-a lăsat ca noi să creștem numai prin a ajuta alții să crească. Una din cărțile mele preferate este Calea de Hristos, o carte eu mică. Eu vă întreb, se întâmplă lucrul acesta în biserică? Pentru că vorbim de realitate. Ei, asta vreau să spun. Acolo unde se întâmplă, Ellen White spune în Steps to Christ, pagina 80, că singurul mod de a crește în har și în credință este ca să conduci sufletele la Hristos. Și să o faci aceasta în mod dezinteresat, cu dragostea care a avut-o Domnul Hristos. Ei, în locurile din lume unde se face treaba aceasta, adventismul crește, este puternic și se menține cumva mai aproape de mișcare decât de mașinărie. Trebuie să-l trați pe Gabi. Da.
În alte părți, unde am avut simțământul că am atins un pic, un element de vârf, am încercat să conservăm ceva și cât vrei să conservi, pierzi, încep să pierzi, este foarte clar. Domnul Constantin, scuze. Da, cred că confirmă ceea ce am spus la început, că noi suntem orbi la adevăratele forțe care modelează adventismul. În primul rând, hai să mă refer la lumea vestului. Puțin de contrazic Daniel pe tine aici, acolo la individualismul vestic. În principiu, pionerii bisericii adventiste, citat George Knight, a fost ragged individualistic. Ok? Individualiști foarte duri. Și, ca personalitate. Da, individualismul implică asumarea responsabilității pentru viața ta și asumarea dreptului vis-a-vis de grup pentru viața ta. Eu sunt un individualist convins și nu scoate nimeni asta din cap. Și aici este diferența între vest și lumea a treia. Vestul este individualist, lumea a treia este tribală. Motivul pentru care lumea a treia, adventismul prosperă, nu este că îi aplică o altă paradigmă, ci pentru că ei sunt lumea a treia. Deci vreau să spun, dacă e lucrarea din Filipine, de exemplu, sunt în America Latină, are loc într-un context mitologic, în care oamenii sunt demonizați, sunt exorcisați, au loc botezuri într-o pură de entuziasm și apoi au loc dezertări și au loc foarte multe extreme. Pe lângă faptul că nu-i biblic să-i cer cuiva 28 de puncte sau 27 sau înainte de botez, asta e indiscutabil. Vestul însă, problema vestului nu este că nu-i imită lumea a treia. Problema vestului este că după al doilea război mondial, și aici explică de ce România a prosperat pentru ce vestul a dus la fund, ca adventism. După al doilea război mondial, în lumea vestului a început o lucrare agresivă care a culminat în postmodernism, de a face vestul să nu mai creadă în el însuși, în individualismul propriului cultură. Ideea că toate culturile sunt egale, că trebuie să primim spre societăți tribale ca model de viețuire a noi și așa mai departe și idealizarea islamului sau a tribalismului și așa mai departe. Deci toate acestea au dezarmat intelectual vestul și ne-au dus la confuzia postmodernistă. Noi români am avut o biserică mai puternică datorită faptului că comunismul a fost un zid care a împiedicat această propagandă care a început cu denazificarea, de fapt, cu obsesia pericului fascist în vest, nu a pătruns la noi. Și ne-a fost mult mai occidental în gândire. Eu sunt consacrat în America, că sunt mai apusean în gândire decât mulți pastori americani. Din cauza că nu a fost această tendință anti-vest care în America și în Europa a tot lucrat. Eu nu cred că noi putem fi ca în lumea a treia și spun de ce. Cei din lumea a treia, din Mexic sau din Filipine sau în Africa, nu sunt mai credincioși decât noi. Să spun un exemplu. Mark Philip poate merge în Africa să spună că Dumnezeu a gonit duhurile rele și așa mai departe la un stadion. Asta nu va putea spune niciodată în lumea întâi. Nu din cauza că nu este destul de credincios să gonim duhurile rele, din cauza că nu suntem atât de naivi. Înțelegi? Noi nu vedem supranaturalul după fiecare colț. Noi nu vedem un demonizat în orice schizofrenic sau o femeie isterică. Noi, deci, toate aceste povești cu demon, cu sataniști care fac ore de rugăciune ca să împiedice lucrarea, mie mi se par povești. Și normal că merg în lumea a treia, dar nu merg în lumea a treia. Problema este că adventismul a început ca o mișcare iconoclastă, care a avut curaj să pună întrebări pe care nicio biserică nu le-a pus. Asta a fost adventismul. Și la ora actuală, adventismul nu mai are acest curaj iconoclast de a dărâma idoli, ci mai degrabă are această atitudine de a nu deranja idolii, de a nu ofensa, de a fi corect, asta spune George Knight, de a fi corect creștin și corect politic. Și cred că aici este problema în lumea întâia. Deci nu că nu accept modelul mexican sau filipinez, ci pentru că lumea întâia nu mai este lumea întâia. Lumea întâia s-a autodistrus ideologic prin postmodernism. Deci, Edi, eu îmi cer iertare că spun, dar... Da, nu trebuie să cer iertare, poți spui orice aici. Da. Poți să spun orice. Fără să cer iertare, okay, da. Fii atent. Da. Eu știu, sunt convins ce spune. Că și eu fac la fel. N-am mărut, da. Eu am o întrebare. Mexicul e din lumea a treia? Nu mai puțin. Da, indiscutabil. Da. Ca cultura e lumea a treia, orice ai spune. Da. Edi, nu sunt de acord. Nu economic, sunt, lumea a treia. Este lumea a treia, Mexicul. Sunt de acord într-o mare măsură cu ceea ce ai spus, da? Deci eu sunt perfect de acord că adventismul nu se naște într-un vacuum sau într-o materie și s-a născut în vest. Omogenă. S-a născut în vest. Și este într-un context anume. Da. Deci cu asta sunt de acord. Da. Un lucru n-am înțeles însă. Da. Ai zis că ce am zis noi înainte a demonstrat că
că noi suntem orbi, da? Da, da, că nu vreți să vedeți forțele sociologice la lucru. Da, întrebarea mea este că ai zis noi, te-ai inclus și pe tine? Nu, pe voi doi, spun de ce. Pentru că voi ați prezentat, tu ai spus așa, și cumva, Daniel, a spus același lucru, fără supărare, că cumva dacă noi am implementat paradigma din Mexic sau din Filipine, am fi ca ei. Asta m-a usul... Nu, n-am spus asta. Asta ar fi o soluție. Asta poate să fie o soluție, nu va fi o soluție totală. Auzi, și ce mi-am zis este... tu? Da. Mi-am zis că am venit Lucian din Filipine să ne explice cum este în Filipine. Și eu când am cunoscut cum sunt admiși de filipineși, m-am mirat de naivitatea lor. Sunt foarte credincioși, dar ei trăiesc în epoca bronzului din punct de vedere al concepției despre lume. Și normal că anumite clișee care... Da. Care merg la ei, nu merg la noi. În România niciodată nu va fi ca în Mexic sau în... Și spun de ce. Te întreb dacă Mexicul lumea a treia. Vreau să spun ceva. Mexicul nu este vestul. România deci, este parțial vestul. Parțial România este vestul. Hai să mă întorc la ceea ce am spus. Și aș vrea să redefinesc încă o dată. Ceea ce am spus este următorul lucru. Să-l împărând. Eu să răspund după ce ai vorbit să amândoi. Nu pun întrebare. Acum doar vreau să spun totuși mai clar ce am spus eu. Deci ar vrea să spun următorul lucru și acest principiu îl văd în Scriptură. În economia lui Dumnezeu, Dumnezeu putea să rezolve problemele de salvare a oamenilor numai cu îngerii. Dumnezeu n-avea nevoie de oameni. Când a trimis îngerul la Filip, să-l convingă pe Filip, să-l ia, să-l ducă, îngerul se ducea direct și facea treaba aia. Dumnezeu poate să facă să plouă studii biblice în curtea noastră sau să facă minuni sau nu știu. Cum se întâmplă lumea treia? Lumea treia plouă cu studii biblice din cer sau din cer vine. Da, nu sunt de acord cu asta. Dar Dumnezeu vrea să folosească oameni pentru a conduce pe o alți oameni la Dumnezeu. Și Dumnezeu care m-a trecut pe mine printr-o situație și eu locuiesc aici în lumea întâi, să zicem, da? Sper că ești de acord cu asta. Și am o experiență cu Dumnezeu. Vreau să spun așa, bisericile americane nu mai sunt biserici de lumea întâi de vreo 10 ani. Trebuie să recunoaștem, da. Bun. Sunt biserici de lumea treia amestecate cu clasa de jos și puțin de mijloc lumea întâia. Așa, deci am biserici din lumea întâi, cel puțin la care lucrez eu. Da. Și când un om din lumea aceasta, din lumea întâi, are experiență cu Dumnezeu, care este diferită decât cea din Filipine, diferită de cea din Mexic. Dar când pe omul acesta... Dumnezeu l-a ajutat prin situații diferite, de multe ori crize sau durere și suferință, să înțeleagă pe Dumnezeu altfel. Și atunci s-a dus la omul de vis-a-vis, s-a dus la vecinul din dreapta și din stânga. Și când a văzut că oamenii aceia studiază Scriptura și că aceeași Scriptură care lui a schimbat viața, le schimbă și lor viața, li se ridică părul în sus, tremură. Pastor, din studiul Bibliei care l-am dat cu persoane respective, eu am avut mai multe chestii. Gabi, iartă-mă, te rog. Da. Noi spunem aici despre problemele globale ale adventismului, nu despre o experiență particulară, ok? Bine, dar aceasta este o paradigmă. Iar indiferent care este situația nu cred că e o paradigmă, cred că e degrabă o excepție. Indiferent de situația ta, adevărul este că biserica din America devine o biserică de lumea a treia, orice spune. Biserica din America nu devine o biserică de lumea a treia, vorbim statistic. Mie nu interesează ce la tine biserica, că nici eu nu zic că biserica a treia. Dar vreau să spun un lucru, Daniel, înainte de a lua cuvântul, să vă pun o întrebare la amândoi, da? Vreau să vă pun o întrebare la amândoi. Mark Finley, marele evanghelist Mark Finley, probabil viitorul pe cel cum se generale, povestește că un pastor baptist care mergea la Boston pentru un summit de misiune a observat că pe avion cineva se roagă. Și crezând că un creștin a intrat în vorbă cu el și a aflat că era un satanist care mergea la Boston să se roage ca să se boicoteze acea lucrare a baptiștilor. Când a povestit lucrarea asta în Australia, acolo a aflat că și în Australia se întâmplase același lucru în tren. Și când a povestit în altul, nu mai știu de unde. Africa de Sud. Același lucru s-a întâmplat și în Africa de Sud. Mark Finley ne-a spus cât de activite sunt duhurile rele față noi și cât de puțin ne rugăm noi, față cât de ne roagă ei. Aș vrea să întreb. Ce înțelege un om din lumea întâia și spun un om care a cărui educația este tipică pentru lumea întâia? Nu vorbesc de o persoană dezechilibrată emoțională sau cu abnormal religioasă. Vorbesc de o persoană educată din lumea întâia, nu foarte educată. Ce înțelege? Că este o legendă urbană care circulă cu diferite mutații sau că este într-adevăr un fapt real? Și ce înțelege un om din lumea întâia? Eu vreau să dau deja răspunsul. Cel din lumea întâia va spune wow! Iar cel din lumea întâia va spune... Este clar că e o legendă urbană care circulă în diferite variante. Bun, acum care e părerea dumneavoastră? E legendă urbană sau este fapt? Deci, Eddie, vreau să spun că nu sunt de acord cu realitatea care e prezentată. Poate mai degrabă e o legendă aceasta. Am ascultat oameni de lumea întâi care au auzit experiența. Da. Și care au spus, în lumea noastră se întâmplă ceva,
Poate că este momentul să ne apropiem deci de Dumnezeu. Deci este sau nu este o legendă urbană? Nu cred. Este o legendă urbană, ok. Da. Ești din lumea a treia, nu, Mexic. Eu am spus cum a fost percepută. Da, nu. Bine, acum... scuze-mă, dacă tu crezi, dacă tu crezi că asta e real, iartă-mă, Gabi, da. Dacă crezi că asta e real... Bine, dar tu poți să spui orice e. Auzi, du-te și spune asta la evangelizare și te vor crede câțiva redneci și câteva femei foarte dezechilibrate emoțional, dar nu te va crede un om cu echilibrat. Are toate caracteristicile unei legende urbane. Toate caracteristicile unei legende urbane le are. Da. Deci, Edi, vreau să spun ceva. Deci nu trebuie să faci toată lumea proastă pentru că... Nu fac toată lumea proastă, dar vreau să spun, da. Eu nu zic că lumea e proastă. Lumea nu trebuie să fie proastă ca să fie spălată la creier. Aceasta este o legendă urbană, are toate caracteristicile legendelor urbane. Da. Punct. Nu, nici nu am schimb părerea asta. Haideți că de mult încearcă să intre în discuție cu noi. Poate că ar trebui să schimbăm puțin sensul discuției. Dar eu sunt mulțumit cu sensul discuției. Din perspectiva subiectului propus. Acum, nu știu, poate nu m-am exprimat corect. Deci eu nu vreau să spun că adventismul dintr-o altă cultură, n-aș vrea să folosesc lumea a treia pentru că e un termen acceptat. E un termen acceptat, dar vis-a-vis de Mexic e discutabil, așa că n-aș vrea să-l folosesc. Eu trăiesc acolo, știi? E discutabil și vis-a-vis de Chicago, trebuie vorba, de vedere structura demografică al Chicago. Nu, categoric. Corect. Așa că, din punctul de vedere, n-ar rost să discutăm. Însă, ceea ce vreau eu să spun, Edi, că sunt elemente. Da. Sunt elemente. Eu nu cred că o cultură se poate... iei toate elementele culturii filipineze, să nu spun de Mexic, pentru ca să nu fiu considerat subiectiv, da? Uh-huh. Iei toate elementele culturii filipineze și le transpui în cultura nord-americană. Ceea ce vreau să spun, și asta pentru mine este, cred eu că este un mod mai un mod de a vedea lucrurile în întregime, sunt valori care dacă reușești să le transpui într-o cultură care cred că le-a pierdut. Cultura postmodernă a pierdut anumite valori, nu? Da. Dar care sunt totuși valori eterne, nu? Sunt valori eterne. De exemplu, familia, nu? Eu înțeleg că s-a schimbat structura socială, dar valorile unei structuri sociale cum este familia, nu? Daniel, eu nu discut despre valori aici. Vreau să spun, voi ați ridicat o problemă pe care eu am luat-o și de ce o iau? Nu, eu de valoare am vorbit. Știu de ce ai vorbit, dar aș vrea să spun. Eu am auzit, nu, eu am luat-o, nu ca o aluzie, nu mă înțelegi. Am luat un aspect al acestei probleme. De atâtea ori am văzut lideri venind și mustrându-ne și în România și în America, stai puțin, că nu suntem ca cei de lumea a treia care s-a demisionat în America Latină sau în Filipine. Și ce vreau să spun eu este că paradigma adventismului de lumea a treia nu poate fi transplantată în vest vestul suferă de o lipsă de imaginație teologică, ca să spun așa. Este nevoie de o nouă paradigmă adventistă în vest pentru ca vestul să fie recucerit. În Londra, bisericile din Londra, din Marea Britanie, nu sunt de britoni în niciun caz, asta știți. În Paris, biserica nu are francezi. Deci e și lumea a treia acolo. Da, asta e lumea a treia. Și în America, de ce? Cum se face că biserica din Franța, clădită pe Jean Vuillemier, sau pe Alfred Vaucher, deci, care au fost repere pentru noi, teologic, biserica aceea nu mai are francezi. Cumva pentru că lumea a treia este credincioasă și albul, omul alb, este rău, așa cum este de fapt un clișeu deja în toată lumea, că omul alb este rău și el e vinovat de toate relele, sau din cauza că adventismul a rămas la o paradigmă care nu mai este valabilă în vest, dar este valabilă în lumea a treia. Deci, mie mi se pare că explicația e foarte simplă și logic așa este. Deci, noi, paradigma care a mers acum 100 de ani în America de Nord și acum 60 de ani în România, nu mai merge decât în lumea a treia. Dar nu mai merge și în lumea a treia nu va mai merge peste 50 de ani. Ok? Deci, Edi, sunt de acord parțial cu ceea ce ai spus. Deci, trebuie să fiu neapărat de acord. Eu sunt doar opinia aici. Și evident... predicarea Evangheliei trebuie să fie contextualizată, fiecare generație trebuie să-și pună întrebări, să găsească răspunsuri și să găsească o cale semnificativă de a predica Evanghelia. Dar, pe de altă parte, sunt convins că sunt niște principii universale care au fost implantate de Domnul indiscutabil, Hristos indiscutabil. De la început. Indiscutabil. Iar unul din aceste principii fundamentale, care va face diferența și va face până la venirea Domnului Hristos,
este faptul dacă eu trăiesc pentru mine în biserica aceasta și dacă eu vin la biserică ca și un consumator și încet, încet credința mea se va degrada, sau dacă eu primesc ca să dau, sau dacă eu intru în acest circuit al harului sau al slujirii, care este, pentru mine este un element esențial. Sunt tot 100% de acord cu tine, Gabi, dar am o mică adăugare aici. Da. Nici pastorul care vine la biserică nu trebuie să fie doar un consumator de zecime, ci el trebuie să dea ca cei care vin la biserică să mai vrea să nu-i sabat următor. Adică, în ce sens? Noi de multe ori îi biciuim pe membrii noștri că sunt simpli consumatori, fiindcă nu sunt mulțumiți cu predicile uscate pe care le oferim. Noi avem datoria să le oferim, chiar dacă nu trebuie să fie consumator. Noi trebuie să avem mentalitatea de negustor. Adică, ca și cum am vrea să-i... Vreau să, ca și cum am acționat o societate de consum. Adică, ca și cum am vrea să-i facem pe amțul la biserică cu tot din adinsul. Adică, cred că, Doamne, totuși trebuie să avem această mentalitate ca pastori. Deci, sunt convins că, într-o anumită măsură, aceasta menține biserica, dar nu cred că aceasta crește biserica. Evident că nu scăderea numărului de pastori va duce la creșterea bisericii, cum ai spus tu, dar cred mai departe că biserica va crește când oamenii vor înțelege clar care este misiunea și când oamenii se vor implica. Da. Întrebarea mea este dacă în mod în... ce spuneți este idealistic, dacă oamenii vor înțelege, dacă se va. Întrebarea era în mod concret, dacă biserica la ora aceasta acționează și se întâmplă realitatea aceasta, dacă există sau nu. Nu, eu vreau oameni să spun care de ce și înțeleg misiunea, dacă există... Eu zic că nu zic că există oameni care înțeleg misiunea, dar problema, noi ocunim problema reală. Adevărul este că în lumea întâia, adventiști nu mai cred în biserica lor. Asta este adevărul, ca instituție. Asta e principala criză. Ce părere aveți despre părerea, părerea mea este că, din cât înțeleg eu, locuind în diferite locuri și trăzind în diferite biserici, este că sunt biserici, dacă vrei să le luăm în general, care se înțeles mai bine misiunea ca altele, și în interiorul unei biserici, de exemplu, la o biserică am aproximativ, să zic, 10 persoane care înțeleg foarte clar care este misiunea, care își organizează viața și prioritățile vieții în funcție de ceea ce crede că Dumnezeu le cere. Și oamenii aceștia câștigă suflete. Evanghelia pe care eu o predică este semnificativă pentru vecinii și prietenilor albi, americani din lumea întâi. Și ei sunt mulțumiți și satisfăcuți și biserica crește. Da, am botezat și 14 oameni într-o biserică de 40 sau 50 de membri. 14 oameni pe an. Albi toți, da? Cum vedeți viitorul? Și de unde să încep? De aici? Pentru că nu avem mult timp la discuție. Este greu să fii profet în mod evident, însă pentru mine un lucru este clar, chiar în contextul discuției noastre, și anume că chiar dacă să zicem societatea occidentală este în postmodernism, nu? Există valori fundamentale și există nevoi fundamentale. Adică eu nu aș face o distinție foarte mare între lumea a treia și lumea a întâi în ceea ce privește nevoile fundamentale. Ceea ce mi se pare mie foarte dificil, și aici este o frământare personală, nu pot să spun că am foarte multe răspunsuri, este cum să poți, în contextul acesta, să răspunzi acestor nevoi fundamentale. Nevoia de mântuire este și în lumea a treia, este și în lumea a întâi. Nevoia de Dumnezeu. Căutarea fericirii și așa mai departe. Poate că am mai multă experiență în acele valori care cred eu că dacă s-ar păstra, dacă ar reuși să treacă din societatea tradițională în cea postmodernă, ar fi un prim pas. Poate că colegii mei care trăiesc aici au mai multă experiență și mai multe soluții în cum să faci ca adventismul să fie relevant unei societăți... Păi, în primul rând, trebuie să crezi că poate fi relevant. Dacă folosești această overgeneralization, care este un cognitive distortion, o distorsie a gândirii în care spui că toată lumea aceasta este așa, toți sunt așa, din acel moment, oamenii aceia în mintea ta nu mai sunt vrednici de investiția ta de timp și de energie și de... tu vei ști a priori că ei numai... ceea ce spui tu nu este semnificativ. Pe când, dacă tu vezi o valoare în fiecare ființă umană, când în lumea întâi sau în lumea a treia,
Dacă înțelegi că fiecare om, dacă îl va accepta pe Dumnezeu și acceptă Evanghelia, Evanghelia cea veșnică, va putea să fie un potențial membru în Împărăția lui Dumnezeu, din acel moment investiția ta are valoare și tu vei vedea rezultate. Iar eu pot să vă spun, slujind în două biserici americane, care nu sunt nici hispanice, nici filipineze, nici de niciun fel, că văd acest principiu funcționează și cei care lucrează au rezultate nu numai în sensul cantitativ, dar în sensul calitativ, că simt bucuria și pacea în suflet, simți că îți împlinesc misiunea. Că la urma urmei, care este esența fericirii pe acest pământ? Simțământul că ți-ai împlinit misiunea pentru care tu existi. Cum vedeți viitorul, totuși? Nu este ușor de răspuns la întrebarea asta, da. Văd viitorul ca... posibil un viitor bun și pozitiv dacă noi evident înțelegem misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă înțelegem contextul în care trăim, dacă vom găsi metodele cele mai bune de a ajunge la inima oamenilor și a răspunde nevoilor lor. Pe de altă parte, ca fiecare generație anterioară, ne este frică că ceea ce am dezvoltat în generația noastră nu va fi preluat de generația copiilor și... Deci sunt, este, cum să spun eu, niște simțăminte mixte, dar mai mult decât atât avem încrederea că așa cum Dumnezeu și-a împlinit scopul pe care l-a avut și în Vechiul Testament, când o generație a trebuit să moară, da? În pustia celor 40 de ani, sau când alții a trebuit să fie dați la o parte, Dumnezeu și-a împlinit scopul pe care îl are și cu lumea aceasta, va distruge lucrările celui rău, cum spune 1 Ioan. Oamenii și cei buni și cei răi vor da dreptate lui Dumnezeu în final și Dumnezeu va salva pe cei mântuiți în împărăția dragostei Fiului Său. Domnul Constantin. Spune amin la ce a spus Gabi, fiindcă a fost o predică. Și după predică spune amin. Da. Amin. Fiindcă a fost o predică. După predică spune amin. Analitic vorbind, nu poți ști exact cum va fi viitorul. În primul rând nu știm cum se va schimba lumea și nu știu cum va evolua biserica. Cert este că dacă lumea nu se schimbă, deci pe la premisa că lumea nu se schimbă, că își păstrează același curs și aceleași tendințe, eu văd în biserica însă două posibilități. O posibilitate este acela ca adventismul să devină realmente o biserică de lumea a treia și nu spun numai ca zonă geografică, ca paradigmă intelectuală. Ca paradigmă intelectuală. Sau văd o schismă posibilă în viitor, o schismă între, aici este o profeție că a avut-o Princeton University cu privire la adventismul în viitor, o schismă între adventismul șamanist, la un numit ei șamanist, de lumea a treia, cel care crede în diavolul care își adună oameni să roage pentru așa mai departe, și un adventism iluminat care merge pe tradiția de la William Miller și a pionerilor. Există posibilă, iarăși, o revoluție în adventism, o schimbare de paradigmă radicală. Cred însă că principala noastră piedică în a deveni relevanți este triumfalismul. Noi credem că suntem relevanți. Noi credem că suntem relevanți. Și vreau să spun, noi nu suntem relevanți. Cât uși de puțin. Dacă îmi dai voie să dau un exemplu. Când era Torp în București, da? La un moment dat a fost discuție la Păpătatu, în care Torp a întrebat dacă pozele pe care le folosește el sunt relevante pentru lumea seculară. Eu am fost singurul care m-a ridicat și a spus că nu sunt relevante și că în România asemenea imagini sunt numite kitsch, Harry Anderson și Îngeraș și altceva mai departe. Că toți pastorii m-au contrazis și au spus, el e unul care nu știe ce vorbește, tu dă-o în el, este aiurea, e pe dos, dar de fapt aceste poze sunt relevante pentru că ei știau că sunt relevante în biserică și pentru ei. Ei nu puteau să intre în papuci omului din afară. Aș vrea să spun, fiindcă Gabi a vorbit despre, să spun și eu despre mine. Nu cred că a fost exact evanghelistul cel mai lipsit de impact la lumea seculară, din cât au existat. Prețul? Nu, eu, la mine mă refer. Cred că am avut mai mult impact decât Torba lumea seculară în București, dacă e vorba să luăm lumea seculară, nu capacitatea de a aduna oameni într-un loc. Nu cred că a fost cel mai lipsit de impact. Însă, totdeauna am susținut că clișele noastre verbale și paradigma noastră de gândire este nerelevantă pe lumea din afară. Și susțin același lucru. În America, tu te referi la câțiva de pe stradă, dar cum să spun, în America există o prăpastie între lumea seculară și subcultura evanghelică. Nu zic că este greu ca în subcultura evanghelică folosim metoda text proof,
care din punct de vedere hermeneutic este o inepție. Dar tot lăsit textul, e un text de dincolo și nu știu, îi dovedești că sabatul e ziua de greșe și mai departe. Nu zic că nu poți să faci relevanta din sub pentru el. Dar cert este că în lumea din afară, în lumea seculară din America, solia noastră era mult mai relevantă decât baptiștii și decât penticostalii și decât catolicii acum 50 de ani. Și la data aceasta, folosind comparația lui Knight, ne-am castrat. Deci asta este părerea mea. Din păcate, timpul s-a scurs, probabil că n-a fost decât așa un început de discuție. Da. Timid, aș putea eu spune, având în vedere că sunt multe lucruri care merită analizate și discutate. Oricum, eu vă mulțumesc pentru discuție, pentru pasiunea pe care ați pus-o în discuție și ar fi de dorit să mai discutăm subiectul acesta, pentru că eu cred că ar mai fi mult de discutat. Dar nu știu în ce măsură vom avea posibilitatea să facem chiar în formula aceasta. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim de invitație. Domnilor și domnilor, mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în seara aceasta. O seară excelentă tuturor. La revedere!